Bun găsit! Sunt uh, curoasă să fiu uh, din nou alături de voi acum, în prag de sărbătoare, de Crăciun, de momente pe care le petrecem cu bucurie alături de cei uh, dragi nouă. Um, astăzi îmi doresc să împărtășesc cu voi Cartea anului, din punctul meu de vedere, și da, recunosc că o să fiu subiectivă și um, o să povestesc despre um, o carte care um, nu doar că mi-am dorit o tradusă în limba română de ceva vreme, dar um, la apariția căreia am avut și eu o mică contribuție. Prin urmare, cartea anului pentru mine, sau mă rog, cartea uh, mea preferată din acest an este cartea uh, Simbolizarea și actele simbolice, carte semnată de Valeria și Jacques Salome, și um, aleg această carte dintr-o pleiadă foarte, foarte mare de titluri pe care Herald le-a le, -a, le -a adus pe piață anul acesta. Uh, pentru că, pentru cei care deja mă cunosc, știu că um, pentru mine uh, povestea cu, cu Jacques Salomé are un, uh, un drum lung în spate și sper eu că um, și de aici încolo va fi un drum cel puțin la fel de frumos și de prosper. Dar, dincolo de asta, este cartea care m-a pus într-o nouă postură, și anume cea de. Redactor de, de specialitate este o carte care a trecut așa cumva prin, prin mine, și căreia am încercat să-i să aduc prin contribuția mea spiritul Esperian și spiritul lui Jacques Salomé. De asemenea, la finalul cărții am semnat și, și o postfață, așa că este, această carte este pentru mine un vis împlinit, pentru că sunt în, între coperțile aceleiași cărți împreună cu, cu, mentorul meu, respectiv Jacques Salome. Dincolo de, de partea subiectivă a poveștii și a recomandării, cred că este un nume important pe piață de carte, pentru că atunci când vorbim despre simbolizare și acte simbolice, poate ne imaginăm că este ceva mistic, ezoteric, ceva foarte abstract, ceva foarte departe de sfera noastră cotidiană. Ei bine, această carte uh, aduce simbolizare, ne prietenește cu simbolizare, aduce simbolizarea aproape de noi și uh, ne arată felul în care ea poate să ne însoțească în demersuri de de ascultare, în demersuri de vindecare, în demersuri de relaționale, atunci când um, mi se pare că lucrurile s-au podmonnit și că s-au blocat cumva. Simbolizarea este prezentă în viețile noastre, mai des decât poate ne imaginăm. Iar ușurința o care um, Jacques și Valeria povestește despre um, abordarea simbolică, um, face ca dintr-o dată simbolul să nu mai pară ceva atât de abstract, ci din contră ceva firesc. Cotidian, um, un, un mijloc pe care realmente îl, îl putem folosi în uh, propria noastră cale de evoluție. Așa că, Vă, vă recomand uh, cartea uh, Simbolizarea șactele simbolice și țin să mulțumesc pe această cale editurii Herald pentru deschiderea de a-l traduce pe Joac Salome și de a aduce publicului din România noi titluri și uh, în egală măsură noi bucurii, noi întâlniri de suflet și noi instrumente prin care relațiile noastre se pot vindeca, se pot hrăni, se pot dezvolta și ne pot îmbunătăți starea de bine. Vă doresc sărbători cu drag, sărbători frumoase, să vă fie tihna, să vă fie armonie, să vă fie așa cum simțiți voi că vă face bine. La mulți ani, sărbători fericite!